Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial, tot în DaVinci Resolve. V-a plăcut cum s-a auzit la început? E bine, n-a fost chiar cel mai bun exemplu, dar în clipul de astăzi o să vă arăt cum puteți să faceți slow motion în DaVinci Resolve. Hai cu intro și apoi trecem la calculator să intrăm în tutorial. Clipul pe care o să lucrăm astăzi este acesta, este filmat cu un Red Epic Dragon, este filmat la 120 de frame-uri pe secundă. Ca să faceți slow motion în DaVinci Resolve, după ce v-ați adăugat clipul în secvența voastră, l-am adăugat aici, o să dați click dreapta și mergeți la Retime Controls sau vă folosiți de scurtătura Control R. Acesta fiind filmat cu 120 de frame-uri pe secundă, viteza lui este deja la 400%, nu este foarte complicat ca să faceți slow motion în DaVinci Resolve, ceea ce trebuie să faceți dacă aveți doar un singur clip și vrei să faceți doar acelui clip, o să trebuiască să mergeți pe această săgețică de aici, iar aici mergeți la Chain Speed și selectați cât vreți voi. În cazul meu pot să selectez 100% și acum el o să meargă în viteza de 120 de frame-uri pe secundă, bine, transformată la 24 de frame-uri pe secundă. O să trec eu înapoi 400%. În cazul în care vreți să faceți slow motion doar unei porțiuni, cum ați văzut la începutul clipului mai devreme, o să trebuiască să mergeți acolo unde vreți să înceapă slow motion-ul și o să dați tot click pe această săgețică de aici și să dați click pe Add Speed Point. Deci eu am zis că haideți totuși să înceapă de undeva de aici. O să dau Clear Speed Point și o să vreau să înceapă slow motion-ul meu de aici. Aici o să dau click, Add Speed Point și o să vreau să se termine pe undeva pe aici. Iarăși dau click aici pe această săgețică și dau Add Speed Point. În momentul de față, se poate vedea aici, aveți 3 clipuri. E un zoom să se vadă mai bine. Aveți prima porțiune care merge cu 400%, a doua porțiune tot cu 400% și ultima care merge tot cu 400%. Noi vrem să facem un slow motion aici, așa că o să mergem la această porțiune de aici. O să dăm click și mergem, schimbăm viteza. Hai să nu punem 100%. Hai să o punem totuși 50%. L-a făcut destul de mare. Și acum dacă o să dau play. Destul de repede, foarte ușor, am creat slow motion-ul meu. Dar după cum se poate vedea, schimbarea vitezei de la 400 la 50% este foarte, foarte abruptă. Așa că o să mai umblăm puțin la acest lucru. O să mai cresc totuși aici la început din 400% 800%. Ia să vedem. Iar la sfârșit nu aș vrea să modific această porțiune de la sfârșit, nici să fie nici 400%, iar dacă vom vedea aici că următoarea este de 800%, eu aș vrea să fie undeva la 600. Ca să faceți acest lucru o să trebuiască să mergeți la sfârșitul clipului și să trageți de clip nu în momentul în care va apare această iconiță, aceasta ca și cum ați face trim la clip, și în momentul în care vă apare aceasta, aceste două săgeți stânga-dreapta. În acel moment puteți să trageți și vedem partea de jos că se modifică viteza, eu aș vrea să fie undeva, am zis, la 600%, deci 614 în cazul meu, iar acum dacă o să dau play, avem 800% viteza la început, 50, iar apoi 614 la final. Dar se poate vedea că trecerea de la 800 la 50%, respectiv la 614, este abruptă, așa că o să mai umblăm puțin la velocitate. Ca să facem acest lucru, o să dăm click dreapta pe clip, mergem la Retime Curve și ne apare această fereastră în partea de jos, dar pe noi nu ne interesează Retime Frame. O să dăm click pe această săgeată de aici și o să selectăm Retime Speed. Deselectăm Retime Frame și avem aici, în partea de sus, 800%, apoi scade la 50%, iar apoi la sfârșit avem 614,29. Puteți să mai modificați viteza și de aici, mergeți pe linia respectivă și dacă tragem în sus, crește viteza, tragem în jos, scade viteza. Am zis eu că vreau să fie exact la 600, de aici aș putea să modific exact la 600. Ca să modificăm velocitatea, să nu fie chiar atât de abruptă trecerea de la 800%, de exemplu, la cum avem aici, la 50%, o să trebuiască să dăm click pe această bulină din centru de aici și o să dăm click pe această iconiță. Acum putem să facem aici să fie mai abrupt sau mai puțin abrupt. La fel facem și aici la final, o să dăm click. Ceva de genul ăsta. Iar acum dacă mergem la început și dăm play, trecerea nu este atât de abruptă la fel cum era la început. Chiar aș putea să mai cresc puțin aici să nu fie mai puțin abruptă. Ceva de genul ăsta. Din punctul meu de vedere este ok.
În momentul în care ați terminat aici, o să dați click dreapta, închideți Retime Curve. Dacă nu mai vreți să vedeți aceste speed pointuri și ce ați creat aici, puteți să apăsați Ctrl R și acesta este slow motion-ul făcut de către voi în DaVinci Resolve. Haideți să vă arăt încă un lucru foarte interesant în momentul în care, să zicem că vreți să faceți slow motion-ul unui clip, cum am făcut eu mai devreme. Acesta este făcut la 24 de frame-uri pe secundă și să zic că aș vrea să fac un slow motion de 50%, să-i scad viteza în 50%. Acum dacă o să dau eu play, se poate vedea că merge cât de cât s-a cadat, nu merge chiar foarte fluent. Am făcut totuși un slow motion de la 24 de frame-uri pe secundă, cât am filmat eu, la 15 frame-uri până la urmă, dacă e 50%. Dar având clipul acesta selectat, dacă mergeți la inspector, iar în partea de jos de aici, la Retime and Scaling, dacă dați dublu click, dacă selectați la Retime Process de aici Optical Flow, o să vedeți o îmbunătățire considerabilă a clipului. Cred că se și poate vedea. Este mult, mult mai fluent decât cum era la început. Dacă o să dau eu la Project Settings, vedeți cât este desacadat. Iar acum dacă o să modific de aici Optical Flow, zici că este tras cu 60 de frame-uri pe secundă și făcut un slow motion la 24 de frame-uri, adică 50% cât am făcut aici. Ia să mai încerc eu mai mult aici. Să fac și un test, n-am făcut mai mult, 25%. Ia să vedem cum se vede cu Optical Flow, dacă ține, să-l fac puțin mai mare. Wow, deci mie mi se pare super. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să faci un slow motion pentru YouTube, pentru un clip al vostru, pentru un vlog, mai mult de atât nu aveți nevoie. Ia să vedem fără acesta. Uitați cât este desacadat. Ca să vedeți o diferență și cât de bun este acest Optical Flow din DaVinci Resolve. Și acum o să mai dau încă o dată. Mai mult de atât nu am ce să vă arăt. Ei bine, cam atât în ceea ce privește acest tutorial. Sper că v-a fost de folos. În cazul în care aveți întrebări, sugestii, vă aștept mai jos în comentarii. Tot acolo aveți și butoanele de like, share, subscribe, dar și clopoțelul. Apăsați-l ca să fiți la curent cu ultimele noutăți și clipuri pe care le scot și apar pe acest canal. Iar până data viitoare la următorul clip, tutorial, vlog, nu uita să zâmbești. Ciao, pa!